Amintiri cu și despre artiști plastici. La finalul lunii august 2017, în comuna Stănișești, județul Bacău, a avut loc a cincea ediție a taberei de vară închinată sculptorului George Apostu, născut la 1934 pe aceste plaiuri. Inițiată de familia Dinu și Maria Apostu, tabăra a găzduit anul acesta patru sculptori și s-a desfășurat cu sprijinul primăriei Stănișești și cu susținerea Consiliului Județean Bacău. Grădina atelieră a casei memoriale George Apostu se îmbogățește cu sculpturi cu fiecare nouă ediție. Dinu Apostu, organizator. În 2017 suntem la ediția a cincea a simpozionului de sculptură George Apostu și demersul meu în cei 5 ani de zile să aducem spiritul lui Apostol, să aducem gândurile lui Apostol, 5 ediții grele, dar în această ediție mi-am dorit să aducem prietenii lui Apostol, oameni de un talent deosebit. În toate zilele taberei, artiștii au vorbit despre sculptorul George Apostu, despre starea sculpturii și mai ales despre rolul jucat de sculptura lui George Apostu în noua viziune a monumentalului românesc. Constantin Marinete. Apostu a apărut în lumea noastră și ne-am cunoscut Geta Caragiu. Ei când terminau studiile, trebuia să facă un curs. N-aveau profesor de piatră și veneau la Marmura, unde eu eram angajat, făcusem și o școală de calificare, al cărui dascăl ne-a fost, cine credeți, un meșter care a lucrat cu Marele Brâncuș. Nu știam eu cine o fi și ăsta Brâncuș. Până la urmă i-am pus de altă și o cană în mână, ia și dă aici, s-a dat 2, 3, 2, 3, 2, 2, 2, am mai dat și peste mână. Și a învățat repede? Pietrăria a cioplit un piatră, durează nițel. Ioan Deac Bistrița. Eu l-am întâlnit în câteva rânduri, dar două dintre aceste întâlniri sunt importante și pentru mine. Prima întâlnire a fost la Uniunea Artiștilor, la sediul vechi, pe Calea Victoriei, când a fost lansat, ca să zic așa, ca artist, pe firmamentul sculpturii românești. Am vorbit despre el, Petru Comarnescu. Eram atent la Comarnescu că el vorbea despre tineri și le crea, să zic așa, o stare de bine. Le dădea o apreciere, le făcea o caracterizare care le putea fi utilă și mai târziu. Avea particularitatea că era foarte, când se antrena în vorbă, domina. Vorbea tare. Acapara audiența. Și, bineînțeles, aprecierile au fost laudative. Dar și spunea că pe firmamentul artei românești, George Apostu este o certitudine și ceva de felul acesta. Pe mine, sigur că m-a impresionat faptul că e bine primit de un critic de notorietate. Arhitectul era în preajma plecării lui Gagarin în spațiul cosmic și a spus de pe terenul de unde ne aflăm, Apostu, numele lui a plecat cu tot ce lauri, cu toate însușirile deosebite pe care le are și în sfârșit a fost extrem de laudativ. Alături de Uniunea Artiștilor fusese expoziția, sau era în timpul acesta expoziția lui în parcul din fața Mărului de Aur, așa ceva, da? Ați auzit de lucrul acesta? Restaurantul Mărului de Aur. Acolo, la clubul ziariștilor, acolo. Deci acesta este un moment pe care m-a impresionat. Sigur că eu m-am întâlnit adesea cu el, am văzut atelierul de pe Calea Rahovei, am văzut atelierul din Cazărmia. Eu n-am fost în trena lui pentru că, din păcate, eu am lucrat în învățământ și aveam un program atât de apăsat și de încărcat încât pentru munca mea îmi rămânea puțin timp. Asta e una. Al doilea, mi-am dat seama de pericolul de a fi în anturajul unor artiști și că în timp nu-ți poți clarifica propriile gânduri, că suferi niște influențe pe care nu ți le-ai dorit. La urma urmei pleci de acasă cu niște gânduri și pe acelea trebuie să le urmărești. Destul că m-am întâlnit cu dumnealui și am povestit pe undeva, pe lângă Muzeul Tatarescu, în spate, este un atelier de ceramică acum, acolo era Ian Cicadar sau nu știu cine era, m-am întâlnit cu dumnealui la întoarcerea din Japonia. Și, sigur, am intrat acolo, ne-a făcut gazda o cafea, am stat de vorbă și l-am întrebat cum sunt japonezii, cum ai lucrat, sigur mi-au povestit câteva treburi, dar a zis, lasă asta, de ce nu vii la cinematograf, la Băneasa? Așa îi spunea el, cinematograf la curtea aceea unde este Marinete acum.
că acolo veneau seara artiștii, îl aduceau un pic de vin, se discuta. Din același motiv, eram în jurul prânzului între 11 și 3-4 eram la școală și lucram fie dimineața, fie după amiază. Dar atunci mi-a spus câteva lucruri. Cum a lucrat în Japonia, programul de lucru, că e sculat de vreme, la 7 erau la masă și la 8 toate furtunurile cu aer comprimat erau în funcție și nu putea să fie cineva absent, că ar fi dereglat puțin activitatea celorlalți. Deci un program militaresc, ca să spun așa, de lucru, mai puțin poetic, ca la Măgura, dar și acolo la Măgura s-a lucrat cu disciplină și foarte bine. Deci mi-a spus ceva în legătură cu programul de lucru, m-a întrebat de ce nu merg în grupul de artiști care îl frecventează adesea și a făcut câteva aprecieri despre colegi, despre mine, mi-a spus câteva lucruri despre lucrările lui și am rămas în termenii cei mai buni, urmând să ne vedem. Păi nu ne-am mai văzut decât așa, pe stradă sau la Uniune, ocazional. N-am apucat să povestim pe undelete. Dumitru Pasima. Uitând că vremea aceea exista Medrea, cu formele pline, compacte, cu energiile care mergeau spre interiorul masei de volume. Apostol începe ce spune domnul Deac cu aceste volume compacte, unde își căuta aceste energii să se adune înspre nucleul materialului, în funcție de material. O bună parte de perioadă construiește aceste forme și începe cu o lucrare. Această lucrare a fost chiar diploma. Se chema Hiroshima. Asta a fost diploma lui. Energii care se concentrau spre ceva, care se înălțau spre exterior. Sigur că se modifică pe parcurs, însă pentru noi era momentul în care se modifica, nu numai el, sculptura românească. Profesorii noștri lucrau în forma clasică franțuzească. Modelul, modelajul, transpunerea în material de către un meșter, pentru că profesorii noștri nu ciopleau. Ciopitul s-a început cu generația lui Apostu, a lui Tuțu Săbiescu, a lui Marea Bârscă, Medrea, Marsu Medrea spunea că un artist plastic, sculptor, trebuie să stea 2-3 ani în carieră, să învețe să mănuiască materialul, să scoată din carieră și după aceea să-l și modeleze acolo. Undeva mentalitatea renașterii italiene. Și această generație care a muncit enorm, a scăpat sculptura din cleștele acela, să zicem, clasic, aproape franțuzesc, ca școală veche. Că școala românească era sub influența Parisului, că mulți dintre ei și-au studiat la Paris. Toți cei patru sculptori prezenți anul acesta la Stănișești au lucrat și la Măgura. Dumitru Pasima. S-a lucrat la Măgura pentru ca să se formeze niște generații. Au fost primii buni lucrători, următorii au fost combinați cu tineri absolvenți ca să învețe și ei să lucreze. Așa s-a dezvoltat. A fost o școală. Să învățăm, să mutăm o lucrare, să o punem una peste alta, să... și așa mai departe. Sigur că am avut la dispoziție și macarale și alte, dar cioplitul a fost manual, ca pe munte nu poți să duci curentul, ca să faci cu flexul. Flexul lăsinește foarte mult astăzi să poți să eliberezi. Am avut niște ajutoare cioplitori, bun meșteri de cruci pentru piețe și pentru târguri, foarte bun, care știau cu țiul acel cârnăcop din oțel, care ajuta să dizloce o bucată din piatra aia ca să câștigăm timp. Nu înseamnă că lucrau ei, dar noi indicam de unde să dizloce o bucată, de unde să continuăm, ca să treacă de la unul la altul, ca să ajute. Asta a fost cu Măgura. Expoziția Apostu din 1964 a deschis noi căi sculpturii românești și internaționale. Napoleon Tiron. Expoziția lui a schimbat complet arta plastică din București. Până la el, până la expoziția lui, sculptura era foarte bine implantată în ideologia politică a vremii. El a adus cu o altă imagine a sculpturii. Printre primele lucrări care au fost și care este de excepție, este Fata cu păpușa. Fata cu păpușa, dacă le întoarcem în existența Moldovei, fata cu păpușa, fetele se jucau cu păpușele. Păpușa pentru fete era, de la începutul vieților, era existența lor. Motivul era nou? Motivul era nou. Dar eu mă gândesc la ce a gândit el când a făcut obiectul. Cumințirea pământului are aceeași stare de spirit.
Ați urmărit Amintiri cu și despre artiști plastici, emisiune realizată de Roxana Păsculescu.